Sunt Dan și am COVID. Parcă așa suna formularea aia de la A.A. Dap, credeam că are și virusul demnitatea lui, dar iată că se lipi până și de mine. De fapt au remarcat mai mulți în clipul precedent ăsta că sunt răcit al dracu. Well, se pare că nu era o simplă răceală. Așa că am mers să fac un test PCR și a ieșit pozitiv. Și acum mă filmez aciulea singur în studio. Bine, asta nu este în totalitate adevărat. Am doi mici colegi little DOPs care se află în spatele camerei în clipa asta. Oricum, ideea este că pentru două săptămâni muncim de la distanță. Evident că le-am făcut test PCR și colegilor mei și am o veste bună și una proastă. Vestea bună e că Ovidiu este negativ. Deci veste proastă pentru el, o să lucreze de acasă. I-am dat workstation-ul de la birou și una dintre camere. Bine, glumesc. El oricum e un tip mai serios și mai dedicat decât noi toți ăilazi la un loc. Și vestea cu adevărat proastă este că Marinac este și el tot pozitiv. Și aici este o ironie maximă. Cu Ovidiu m-am văzut zilnic la birou, cu Marinache nu m-am văzut de 3 săptămâni de zile că lucra de acasă. Deci filiere diferite. Așa că sunt singur în birou, bine, cu micii mei operatori și îmi fac de lucru. Partea bună este că am avut inspirația să închiriez un soi de garsonieră acum mai bine de un an în clădirea în care am și biroul, așa că iată mă, nu scăpați de mine. Cum mă simt? În general, ca vremea frumoasă de afară. Azi mai bine, până azi nu chiar așa de bine. Măriu ca soția mea este mai atinsă. La ea pare să fie o formă un pic mai urâtă, iar fetele nu au nimic, nici urmă de simptome. De unde am luat-o? E, aici este o discuție interesantă, pentru că și eu și Măriuca am fost extrem, extrem de precauți. Mască tot timpul, foarte puțină lume cu care am interacționat și tot timpul atenți la distanța regulamentară. Doar că săptămâna trecută pe la început, una dintre fete a venit de la școală cu febră și stare proastă. alta nu avea nimic. Ea a trecut complet și rapid în două zile și a revenit la fel de brusc așa cum a început. Și hop! La 2-3 zile distanță a început și Măriuca să se simtă rău. Am fi zis că poate fi de oriunde, doar că ghișce și altă familie, a altor colegi de clasă de fetelor, s-a depistat pozitiv în același timp, copii având în fix același timp aceleași simptome. Și aici fac o paranteză, pentru că am sesizat o idioțenie, sincer, mă doare în cur dacă se supără cineva din cei care se uită acum, Preocuparea multora dintre părinți n-a părut să fie situația asta tâmpită, ci alta. Că ei n-au cu cine să-și lase copiii cât merg la muncă. Păi, cred că urgența și amenințarea sunt un pic altele, zic eu. Dar în fine, fiecare și le știe pe ale lui. Așa că până una alta, suportăm cu minți și cu stoicism situația și vom scoate-o noi la capăt. Se pare că trebuie să fac hands-on cu absolut orice vine la test. Inclusiv cu molima asta. Apropo de stilul meu de a le încerca eu însumi pe toate. Probabil unii se întreabă acum dacă vaccinul pe care l-am făcut folosește la ceva. Se pare că da, sunt clar atins. Dar cred că se putea și mai nasol. Am avut totuși ghinionul de a nimeri într-o fereastră în care imunitatea nu este pe deplin formată, probabil între doze, dar știi cum e, nu ești tu cel care alege momentul și nu depinde de tine, mai ales când onor organilii decid, de exemplu, că ăștia mici trebuie să meargă musai la școală. Cât a ținut de mine, cred că am făcut. Adică ai proteja pe ceilalți și pe mine însumi. Am trimis toată gașca de la zonă la testare și le ofer colegilor mei tot suportul de care mă simt în stare în momentul ăsta. Asta e cu asta de filăm. De fapt, erau unii mai de mult prin comentarii care mă mai bombăneau că lasă să vezi tu cum e. Păi Văd. Dar ceea ce am zis atunci, repet și acum. Să nu fim fătălăi, cum zice o clasică în viață, să nu ne panicăm, le depășim cu calm și răbdare pe toate. Sănătate tuturor, aveți grijă de voi și de cei din jurul vostru. Vă mai povestesc eu câte ceva pe parcurs, dar până una alta, haideți să povestim despre un alt test tot de dată recentă. Zilele astea Samsung au lansat noi modele de telefoane din seria A, aia de mijloc, care ar trebui să fie și cea mai interesantă pentru cei mai mulți dintre utilizatori. Va fi o recenzie un pic mai ciudată, mai atipică și asta pentru că este de la distanță. A trebuit să mă bazez pe ce am aflat, pe filmările și pe feedback-ul lui Ovidiu, care a și făcut hands ul cu fiecare dintre modelele noi. Rămâneți cu mine în acest video și hai să analizăm chestiunea. Ok, hai să începem cu începutul. Cu adevărat proaspăt lansate sunt trei modele, care de fapt sunt două. A72 și A52, iar A52 vine în două arome, unul cu și unul fără 5G. Mai este una A32, teoretic, și el, tot în două variante, una cu și una fără 5G. Dar astea au fost anunțate una în ianuarie și una în februarie. De fapt, trebuie să vă spun încă de la început că mă doare capul și nu de la COVID, ci de la faptul că înțeleg din ce în ce mai greu line-up-ul Samsung. După ce au sărit de la S10 la S20 și apoi 21, s-au petrecut niște ciudățenii. De exemplu, a apărut peste noapte acel S20 FUE de nicăieri, adică tot un S20, dar îmbunătățit în unele aspecte, gen procesor, subțiat la altele, adică spatele din plastic, de exemplu, și ecranul mai slab. Apoi când au scos S21, gama este un un pic stranie, cu modele care au și nu au diferențe mari între ele. De la simplu la plus, diferă diagonala și anumite elemente de construcție, dar nu diferă motorizarea și camerele. Iar deasupra lor este ultra, care parcă este din alt film, un alt telefon cu totul. În seria A, nici aici nu-mi sunt prea clare lucrurile. Este de departe cea mai vândută seria lor. Aici sunt milioanele de unități care fac din Samsung cel mai mare producător de telefoane din lume. Și asta după ce au oprit producția seriei J pe care au băgat-o în seria A. Așadar, acum, în această linie, Samsung. Care are telefoane de la 100 de euro la multe sute de euro. Și ca să fie haosul total, a apărut și un zvon cum că anul ăsta s-ar putea să nu existe un note. Care note, altă nebuneală, cea mai importantă funcție și caracteristica sa, aceea de a putea scrie pe el cu un S Pen, se găsește acum și pe S21 Ultra. Apoi există și seriile alea mai dubioase, Gen Fold și Z Flip, deci jur că nu mai înțeleg nimic. Ceva totuși recunosc aici este un stil al asiaticilor de a complica seriile și denumirile. Probabil în funcție de cerere. Poți să ai un potop de modele și iterații ale acelui ași produs, cu un ecran mai altfel sau cu o altă configurație hardware, sau cu naiba să-l ia ce adăugire sau lipsă de ajuns să discuți despre un cu totul alt telefon sau laptop, deși pe el scrie negru pe alb că are un anume indicativ și că face parte dintr-o anume serie. Pe mine mă zăpăcește complet. Îl are 5G, ăla îl are, ăla are ecran de 90 de Hz, ăla la la 60, dar vezi tu, ambele se cheamă la fel și fac parte din aceeași serie. Bunăoară, A32 5G a fost lansat înaintea lui A32 simplu și în ciuda faptului că primul are un ecran mai mare decât celălalt, rezoluția este mai slabă la cel 5G și camerele sunt diferite și dracu să le mai înțeleagă. Este ca și cum modelele și seriile sunt făcute în funcție de componentele pe care le are Samsung în stoc. Nu, nu este așa, dar așa ajunge să pară. Așadar, A32 ar fi modelul mai de mijloc, dar spre entry, iar 52 și 72 mai de mijloc spre sus. Rururur! Și stați așa, confuzia asta de specificații se regăsește și la cele două modele, care de fapt sunt trei, astea noi, sau invers, lansate săptămâna asta. A72, adică îl mai tare, n-are 5G, dar ajungem imediat și la el. A52 sunt așadar unul cu și unul fără 5G, dar faza e că deosebirile dintre ele nu se opresc aici. La ecran, ambele au 6.55, Super AMOLED Full HD+, strălucire maximă la 800 de niți, adică fix, fix același ecran, aceeași dimensiune, aceeași rezoluție, doar că telefonul 5G la ecran are rată de refresh de 120 Hz, celălalt la 90. Poftim? Da, fix așa. Bun, procesoarele mă așteptam să difere la cele două a 52 uri și diferă. Sunt ambele Snapdragon 720G, dar iterații diferite și diferit este și interiorul lor. Și stai, că asta nu e tot. Și configurațiile telefoanelor însele diferă de teia capul. A52 5G, două configurații. 128 stocare cu 6 GB sau 256 stocare cu 8 GB iar la A52 simplu sunt 4 configurații. 128 cu 4 sau 6 GB RAM și 128 sau 256 cu 8 GB RAM. Ați înțeles ceva? Eu nu. Dar pe de altă parte, modulele de cameră sunt identice. Toate modelele au o principală de 26 de mm wide cu f1.8 și cu 64 de megapixeli. Aici e o discuție interesantă vis a -vis de camera asta. 12 megapixeli ultra wide, 5 megapixeli macro și 5 megapixeli cameră de profunzime. Ce remarcați? Că nu există tele dar că există în schimb acel macro pe care eu am mai spus că îl consider quasi inutil. Iar frontala este din nou aceeași pe ambele, de 32 de megapixeli. Toate camerele măcar filmează 4K30 față spate, ceea ce este un lucru bun. Deci, fără telefoto. Zoomul se întâmplă digital prin crop pe senzor, probabil de aia au și pus senzorul ăsta mare de 64 de megapixeli pe principală. Aceasta are stabilizare optică și grupează pixelii câte 4, adică face acel binding, pozele rezultate având 16 megapixeli. Dar ai și opțiunea de a face fotografii cu toată rezoluția senzorului. În modul de noapte trage 12 cadre și le combină și în final pozele și filmările arată bine. Aplicația de cameră este cea pe care o știți, interfața fiind One UI 3.1 peste Android 11. Telefonele au toate funcțiile și clopoței la care mă așteptam de la un telefon din 2021. Senzor de amprentă sub ecran, difuzoare stereo, hallelujah, care se aud bine și da, dacă tot am menționat sunetul, ambele au și mufă jack, condiție se pare foarte importantă pentru succes în rândul categoriei de mijloc. Și ambele sunt rezistente la apă și praf IP67. Și acum câte ceva despre un alt aspect important pentru această categorie de cumpărători. Bateriile pe ambele sunt de 4500 de mAh cu încărcare rapidă la 25 de vați. Culorile disponibile vor fi 4. Negru, violet, alb și albastru. Hai să tragem o liniuță de medicamente în cazul meu cele două A52-uri mi se par a fi camera centrice, adică ăsta este punctul lor forte și faptul că au baterii mărișoare, jack pentru căști și ecrane mari și bune, cu strălucire ridicată și refresh mare, adică 90 respectiv 120 de Hz, sunt tot atâtea puncte bune. Cât despre A72, acesta este mai întâi de toate mai mare, 6,7 în loc de 6,5 și are o baterie mai mare, 5000 în loc de 4500 de mAh. Doar că ghiși ce? Nu există la el versiune 5G, deși este dintr-o gamă superioară, cu alte cuvinte, el este de fapt un A52 simplu pe steroizi, având același procesor 720G, ecranul fiind și el același, doar că un pic mai mare, adică tot un Super AMOLED Full HD+, cu refresh la 90Hz. Dar camerele de pe A72 se vor un pas mai sus și de fapt, Ăsta pare a fi și principalul diferențiator. Aici avem și un telefoto cu un senzor de 8 megapixeli un zoom 3x față de camera principală, deci ceva gen 80 de mm și el este stabilizat optic. El vine în locul acelei camere de profunzime, n-ați pierdut nimic și mi se pare o adiție importantă, restul camerelor fiind absolut identice ca la celelalte. Și acesta este IP67, apropo, toate au Bluetooth care permite conectarea a două perechi de căști wireless simultan, asta mi se pare foarte mișto, are și el jack pentru căști pe fir și difuzoare stereo. A, și ar mai fi ceva, și A52 și A72 ci că suportă Dolby Atmos. Dar na, e totuși un telefon, nu te duce chiar cu sacul la pomul lăudat. Și toate au suport pentru card microSD, iar A72 vine în două versiuni. 128 cu 6 GB sau 256 cu 8 GB. Dar halatul, halatul, cât e? Well, la ei pe site zice așa. A72 ar pleca de la 2200 de lei, iar A52/A52G de la 2100. Deci toate pornesc de la peste 2000 de lei și eu aș zice așa. Toate sunt telefoane solide, workhorses, bune și fără mari pretenții. Dacă ești în căutarea unui ecran mare și bun, Ați văzut că cea mai mică frecvență la ele este de 90 de Hz, cu o baterie îndestulătoare, cele mai mici sunt de 4500 cu încărcare rapidă la 25 W, cu camere bune, principalele de 64 și chiar bune, iar pe A72 ai chiar și un telefoto. Dacă vrei sune stereo și accesorii tradiționale gen jack de căști și card microSD ca să-ți mărești stocarea, atunci toate cele descrise aici din seria A sunt opțiuni foarte bune. De fapt, statistica de vânzări demonstrează următoarea chestie: că semnificația seriei A a crescut mult în ultimii ani devenind principalul motor de creștere al companiei. Și că modelele superioare, cel puțin gen A72 sau A52, sunt și opțiunile go-to pentru cei care vor să pună în celălalt buzunar diferența până la un model din seria S. Și te poți duce și un pic mai jos. Dacă și astea ți se par scumpe, sub ele se găsesc și altele. Nu pot însă să nu mă gândesc la două lucruri. Odată că mie mi se pare destul de confuză această serie atât de întinsă, care acoperă o zonă vastă de modele, de la cele extrem de ieftine până la cele ceva mai scumpe. Da, nu pot să nu mă gândesc la faptul că fix pe zonele astea există o competiție feroce. Sunt absolut convins că voi vedea o mulțime de comentarii de la voi la acest video legate de alte value propositions. Că nu știu care producător în aceiași bani sau mai puțin oferă un ecran sau un procesor sau o încărcare mai rapide. Dar știți unde câștigă Samsung? Ia, vă prindeți? Dacă nu, vă spun eu. În disponibilitatea globală a acestor modele și de aceea nici măcar nu au nevoie să ofere cel mai mic preț dintr-o anumită categorie. Am văzut odată cu S20 FE, pe care l-am menționat mai devreme, că Samsung poate să facă un telefon cu un raport preț-performanță extrem de competitiv. Dar în zona asta de preț unde se află seria A, chiar nu are nevoie să se bată la fiecare cent cu chinezii. Brandul, serviciile și răspândirea globală compensează pentru diferența de preț. Știu că sună cinic, dar este o lecție interesantă de afaceri. Să vă dau un exemplu. Mai ales în zona asta de preț, medie sau mai scăzută ca să zic așa, pentru cei care nu numără fiecare pixel sau hertz, mai important este ca telefonul ăla să fie o marcă în care au încredere. Oriunde întreb în jur ce telefon și-ar lua, printre cei mai puțin pasionați sau pricepuți la tehnologie, răspunsul primit de mine a fost invariabil același. Un Samsung din Seria A. De ce? Pentru că știu marca și au încredere în ea. De aia, aurile nu au nevoie să intre într-un război de asta al prețurilor cu chinezii. Chiar dacă, uneori, vorbind strict despre specificații, anumite modele ale competiției se pot dovedi mai dotate și mai ieftine. Și, în plus, așa cum spuneam mai înainte, răspândirea aurile se găsesc peste tot, inclusiv în acele piețe în care competitorii respectivi nici măcar nu există. Prezență globală, despre asta este vorba. Și nu în ultimul rând, este și calitatea produsului în sine. Aurile nu sunt o nebunie cu ciucuri, că nici nu-și propun asta, dar nici nu dezamăgesc. Sunt rețeta perfectă a vânzărilor colosale, fără însă a te marketa ca cea mai ieftină propunere. Da, știu că poate userului final nu-i va cădea bine treaba asta, dar așa stau lucrurile. Sunt multe, apropo de varietatea gamei, pentru orice gusturi și buzunare, sunt Samsung și sunt peste tot. Și în condițiile astea, chiar și virusat cum sunt, nu puteam să le trec cu vederea. Și acum, haideți voi cu algoritmul în comentarii, am zis-o mai sotovoce, așa ca să-mi economisesc energia, cum vi se par vouă A72 și A52? Ce vă place la ele și ce nu? Cum vi se par la preț? Sau mai degrabă cum vi se pare prețul raportat la ceea ce ele propun? Pe ce ai merge tu, personal, dacă ești în căutarea unui telefon din categoria de mijloc? Unul din seria A sau ce altceva? Ce anume cauți la un astfel de telefon? Care este caracteristica lui care te interesează cel mai tare? Ecranul, bateria, camera, viteza de procesare, funcțiile, ce anume? Hai că sunt curios. Ok, voi ziceți în comentarii toate lucrurile astea și eu stau să le citesc că doar ce să fac altceva în săptămânile astea de izolare. Vă citesc pe voi. Mâine vă pregătesc ceva foarte mișto pe Playground. Nu știu dacă ați văzut gherla aia lui Nvidia care a zis că din greșeală a făcut ca și 3060-ul, trâmbițat a fi exclusiv pentru gameri, să fie foarte bun și pentru mining, după un update de driver, ci că făcut din greșeală. Ha! Ăștia chiar ne cred idioții. Povestim mai multe mâine. Până atunci, abonați-vă în zonă, show me some love, iar eu mă duc acum să bag un paracetamol și niște vitamine. Vă doresc sănătate, feriți-vă și protejați-vă, pe voi și pe cei din jur, așa încât să nu pățiți ca mine. Iar dacă, doamne feri, pățiți, luați-o încet, cu curaj și fără panică și vorba lui Murphy, nici măcar rău nu poate fi la nesfârșit. Hai! basta vo.